Andreea Bostanica, în moment. Andreea Bostănică. Pe Andreea Bostanica, peste tot. Andreea Bostanica. Andreea Bostanica. Andrea Bostănică. Și de Andreea Bustănică. Dragilor, nu mai pot să țin asta în mine, așa că astăzi o să aflați răspunsul meu și adevărul este că mi-a fost doar de voi, invidioșii mei, ce faceți? Bună video și mei! Astăzi facem un vlog pentru... Vă salut și vă mulțumesc că vă aflați pe canalul How to Man. În acest videoclip vorbim despre Andreea Bostănică și care este valoarea maximă a unei femei. Adițional o să explic și câteva chestii pentru băieți și bărbați pentru sănătatea lor mentală pe lângă partea teoretică pe care o să o fac. Mă folosesc de acest scandal, cred, cu Andreea Bostănică și după videoclip o să trag câteva concluzii. În primul rând, pentru cine nu știe, Andreea este o fată de 19 ani, influencer, văd că pe YouTube aici are vreo aproape 800.000 de, de abonați și cântă. Pe TikTok are aproape 6 milioane de urmăritori. Pe Instagram și acolo e ceva de mii, un milion, habar n-am pe acolo și pe lângă faptul că ea are mai multe talente e foarte populară, ea a ajuns aici pentru că e o fată care arată foarte bine, adică pentru majoritatea băieților e foarte bună și foarte frumoasă probabil e în spectrul ăla de minimum 8 8, 9 și 10 8 pentru băieții, bărbații mai pretențioși 8 și 9, 10 pentru probabil majoritatea băieților și bărbaților iar are urmăritori de tot felul, mulți fiind evident copii. Are și sunt copii care acum e un trend să facă fanpage, adică, nu știu, și eu dacă ajung să am 500.000 de abonați, deși nu cred că o se întâmple și nici nu știu dacă ar fi bine, sincer să fiu, o să trezească oameni să facă fanpage. Nimeni nimic, fără să primească vreun ban, fără să le ceară cineva, dar na, asta fac copiii cu activitatea lor, cu timpul lor. E un scandal acum, cum că ea se afișează cu stilul ei de viață luxos, mult prea mult și exagerează, că influențează foarte mulți copii în mod negativ sau îi face să intre în depresie pentru că ea efectiv cumpără mult mai mult decât are nevoie sau primește mult mai mult decât are nevoie ceasuri, bijuterii, mașini, apartamente. Uh, ce mai era? A, trandafir da, trandafir florile. Sunt, căutați videoclipuri cu ea, o să vedeți că vine cu flori, o groază. Și mai mulți influență români au început să comenteze că, bă, nu e ok ce faci, pentru că influențezi negativ prea mulți copii care nu vor avea niciodată, nu vor ajunge niciodată să aibă banii pe care i-ai tu, și nu vor ajunge niciodată nici măcar pe aproape de stilul tău de viață. Plus că nu e doar un stil de viață frumos, tu și exagerezi, adică în mod intenționat arăți această opulență. Și eu a făcut un videoclip de 27 de minute în care să explice acest hate. Eu ce vreau să facem în videoclipul ăsta? Vreau să vă explic un pic care e profilul ei și faptul că ea atinge valoarea maximă ca femeie din punct de vedere al atracției. Și de ce nu e neapărat bine, de ce nu trebuie neapărat să aveți o femeie la nivelul ăsta, Și pentru fetele care se uită, că am observat că se uită în ce ce mai multe fete la canalul ăsta, nu știu de ce naiba, dar dacă tot se uită, să le includem în audiență, să avem respect și să vorbim, pentru că oricum eu cred că relațiile dintre bărbați și femei, deși bărbații sunt diferiți, femeile sunt diferite, trebuie să, ne, să le construim împreună, să ne înțelegem unul pe altul. Dacă vă plac ideile pe care le-am zis până acum, vă rog să luați în considerare să dați un like, nu costă nimic, durează mai puțin de o secundă, și să vă și abonați, mulțumesc! Andreea este o fată care genetic arată foarte bine, la față are trăsături foarte frumoase, la corp stă foarte bine, picioare. Înțelegeți voi, nu, e majoră, are 19 ani, dar e mult mai mică decât mine și nu vreau să o obiectific în felul ăsta pentru binele ei. Mă doar în pulă de ce credeți voi, dar pentru binele ei. Adică când vorbesc despre un om, mă gândesc la sănătatea lui mentală, nu mă gândesc dacă are cineva din exterior părere de rău sau de bine despre mine. La 30 de ani mă doare fix în pulă, dar ideea este că am văzut că a luat foarte mult hate și chiar dacă ea afișează o imagine a faptului că noi o interesează și că e doar hate, pe care nu le înseamnă, este posibil să o afecteze la un nivel mai mare sau mai mic, chiar dacă nu acum, în viitor, să aibă un șoc și să o afecteze foarte mult și nu doresc asta nimănui. Până la urmă, n-au omorât oameni și-a trăit viața și-a făcut bani. Bravo ei! Nu mă interesează controversa legată de faptul că ea influențează mulți copii într-un stil negativ. Da, probabil o face, dar și copiii aceia, respectiv părinții, respectiv adulții, respectiv orice om care se uită la ea, trebuie ori să gândească cu creierul lui, iar dacă nu, poate de preferat să fie cineva mai responsabil lângă el ca să-i spună, cum aveți unii dintre voi pe mine, care nu gândiți asta încă, nu vă mai comparați viața cu oameni de pe Instagram. Fericirea nu stă în lucrurile astea. A, da, îți pot îmbunătăți calitatea vieții, dar nu o să te simți de parcă ești pe droguri. Mulți oameni au impresia acum că dacă sunt Andreea Bostănică, o să, nu știu, o să te simți de parcă ai luat niște droguri, dar o să fii într-o stare de beatitudine tot timpul. Nu, e ca la orice posesiune materială. Dacă îți cumperi un telefon, eu am aici un telefon, când l-am cumpărat m-am bucurat foarte mult și acum mă bucur că îl folosesc în fiecare zi. Dar nu mi s-a mai părut așa wow după cam două, trei săptămâni. Așa va fi cu orice posesie materială. Nu stau să fac teoria asta aici, s-au ocupat ceilalți influenceri sau influencerii, că eu nu știu dacă sunt asta, s-au ocupat de, de situația ei. Eu doar mă folosesc ca să vă spun că valoarea unei femei, din punct de vedere al atracției, valoarea maximă a atins-o ea poate să aibă cam orice vrea. De ce? Am spus că la femei contează trei lucruri în ordinea asta. Cât de bine, cât de bine arăți, cât de feminină ești și ce vârstă ai, iar are pe toate foarte bine. Arată foarte bine. Ai zice că e, în funcție de preferință, ai zice că e, eu am văzut-o doar online. Online, eu pot să zic că este cel puțin un 850, în cel mai rău caz, care e foarte bine și care e mult peste media populației. Uh, Trăsăturile sunt bune, ochii are ochi albaștri e șatenă, pare să nu se fi vopsit încă, nu știu dacă a făcut-o totul pare natural și are un genetic foarte bun mai departe de asta, nu stau acum să o analizez, vedeți voi, o să fac cândva videoclipuri despre factorii de atracție din punct de vedere obiectiv și la bărbați și la femei. Mai departe de asta, ia, stai, am pus cadrul ăsta cu ea mă rog, o vedeți aici mai departe de asta, are 19 ani. E foarte tânără. În medie, o femeie își atinge potențialul maxim de atractivitate la 23 de ani. Asta nu înseamnă că nu poate să fie foarte atrăgătoare la 30 sau chiar și la 40, unele. Dar majoritatea femeilor vor fi mai atrăgătoare și mai dorite de bărbați în jurul vârstei de 23 de ani. Repet, e o medie. Asta poate să fie mobilă. Și este feminină pentru că dansează, cântă, are o voce plăcută, se ocupă de, sau plăcută, mă rog, feminină, nu e feministă, nu urlă și rage, are lucruri de genul ăsta în comportament. Lângă asta e și foarte, foarte populară, după cum am spus. Asta înseamnă că are expunere la cât mai mulți bărbați, asta înseamnă că va putea să aibă aproape orice bărbat vrea. Interesant este că bărbatul pe care l-ar vrea, adică unul care să arate, foarte bine, să fie foarte bogat și la fel și el pachetul complet, acest bărbat de obicei nu vrea o singură femeie. Aici o să fie capcana pentru ea, dacă își dorește așa ceva, însă la 19 ani își trăiește viața de influencer și probabil, de influencer și probabil că nu va dori să iasă foarte mult din din spectrul ăsta. Nu cred că se gândește să-și facă ea familie acum, în 2024, la 19 ani. Nu știu. Asta am vrut să explic. Uh, mai departe, legat de. de ce nu e bine să fie invidiată. Lucrurile nu sunt par pe Instagram niciodată, vă zic sincer. Lucrurile nu sunt cumpărate online. Un om este într-atât de fericit încât este mulțumit cu sine. Și este mulțumit cu sine în ideea faptului în care în care el îndeplinește, sau nu, a bifat mai multe aspecte cu succes ale vieții sale. Partea materială ajută foarte mult, dar nu este suficientă. Nu putem ști dacă ea e împăcată sufletește, știu că foarte mulți oameni pe care îi văd în online, și mai ales cupluri, că ăsta e domeniul meu, mai ales cupluri nu sunt așa fericite cum par, de fapt multe nu sunt nici pe departe așa fericite cum par, de fapt cu cât ea, că femeia de obicei încearcă să pară că ei au cât mai multă activitate și mai multe momente frumoase online, cu atât sunt mai multe probleme în spate. Nu la toată lumea, sunt și excepții, dar la majoritate. Credeți-mă pe cuvânt, știu, am abordat și fete online care aveau prieteni, da, asta e, am făcut-o, și sau m-au abordat ele pe mine și profilul arăta excepțional, vacanțe, nebunii, nu era chiar așa. Ce contează în mediul ăsta online este cumva să reușiți să vă obiectivați și să vă concentrați pe viața voastră, iar mai ales ca bărbați și băieți, pe ce puteți îmbunătăți. Într-adevăr, uh, And Andreea Bostănică, și de-aia fac videoclipul, este exemplu extrem pentru cum maximizezi toate calitățile feminine, în așa fel încât să știi că, the prime of your life, da, uh, momentul în care ai fost cea mai, cea mai căutată și în care ai, a fost, ai fost cea mai apreciată, nivelul tău maxim este în tinerețe. Acest nivel va scădea cu vârsta, dar dacă ea se menține așa, și la 35 o să o caute bărbați foarte mult. Însă nu la nivelul la care se întâmplă acum. Asta e important de menționat. Nu zicem că femeile la o vârstă nu mai sunt atrăgătoare, nu zicem că pentru majoritatea nu sunt ele la fel de atrăgătoare sau nu au succes la bărbați la fel de mare cum reușeau să aibă la o vârstă mai uh, fragedă. Și prin succes mă refer bărbați care vor să te bage într-o relație sau bărbați care vor să-ți acorde resurse, timp, energie, bani. Nu bărbați care vor sex și atât, pentru că așa, dacă arăți bine și la 45 de ani, se găsesc o groază. Nu despre asta vorbim și atât. În schimb, la băieți e invers. Mă rog, în ziua de azi pot exista băieți care să fie influenceri. Uh, uite, să zicem că e un băiat echivalent al ei, care cântă, care e foarte frumos și arată foarte bine și e și înalt, tot nu o să aibă succes, o să aibă succes mare, dar nici pe departe succesul ei. Pentru că nu vor fi femei frumoase și tinere care vor veni să arunce cu banii pe el banii și va face el și va face destul de ușor față de majoritatea oamenilor dacă e frumos și talentat, dar nu va putea ajunge niciodată la nivelul ei la care e ea. Va fi la un nivel înalt mulțumitor, cât de înalt poți să fi, cât de sus poți să fii ca nivel la vârsta aia. Dar asta e diferența între băieți și fete, dintre femei și bărbați. În schimb, și acum pot să trec cadrul pe mine, în schimb, un bărbat își crește valoarea de obicei în timp. Dacă muncește la asta, el poate să-și crească valoarea, femeia poate să o mențină sau să se diminueze ușor. În schimb, la bărbat poate crește și la majoritatea băieților și bărbaților, la voi, cei care vă uitați acest canal și dacă ați urmărit până acum, vă mulțumesc, pentru că ăsta e mesajul pentru băieți și bărbați. Fetele au mai mult succes când sunt tinere și asta e... It's their time, da? Să zic e... E vremea lor. Însă noi prin muncă și prin construcția pe care o facem, prin tot ce, toate eforturile pe care le depunem în noi înșine, ne creștem valoarea mult mai mult în timp. Adică cel mai probabil la 30 de ani o să fii mult mai bine în propria ta viață decât la 20 de ani. În schimb la femei de obicei e invers. Că ele văd sau nu e altă discuție. Că e corect sau nu e altă discuție. Dar femeile sunt avantajate mai la începutul vieții, bărbați sunt avantajați mai la mijloc sau către final nu către final e mult spus, depinde, către a doua, în a doua jumătate, nu către final. Către final suntem toți bătrâni. Deci nu vă descurajați dacă sunt multe fete uh, care nu aveți acces sau care sunt fete nu la nivelul Andrei Bostănică, dar oricum frumoase, ok, care sunt căutate online, nu vă descurajați. Pentru că așa este normal să fie. Noi, avem succes pe măsură ce depunem munca să ne construim ca bărbați, și după aia vom avea aceste opțiuni. Nu mai zic că odată cu trecerea timpului, opțiunile cresc, noi cam stăm mai bine la toate capitolele vieții și suntem mai căutați și știm ce să facem cu opțiunile pe care le avem. Așa este normal, ca bărbat. Deci, nu vă descurajați. Dacă v-au plăcut aceste idei, nu uitați de like-ul ăla dacă nu l-ați dat, nu uitați să vă abonați. Sunt curios ce comentarii aveți și dacă am nimerit-o cu acest videoclip. Pentru că voi, probabil, nu știu cine a intrat pe videoclip, se aștepta să spun de ce Andreea Bostănică e rea, că se afișează nu știu cum. Pe mine personal nu mă interesează și acest canal încă este unul de bărbați și va fi mereu. Dacă începeți să plângeți că lumea are succes pe internet și voi nu, scuze, dar n-ar trebui să stați pe haut, nu e pentru voi. Noi aici ne construim singur succesul și ne-l construim sigur, adică se va întâmpla. Vă mulțumesc mult că ați urmărit acest videoclip, vă aștept și la cel de mâine!